Polițiștii de frontieră au observat o embarcațiune cu motor care a plecat de pe malul sârbesc al Dunării spre teritoriul țării noastre, dar și două persoane care așteptau pe partea românească a fluviului. Toate acestea le-au dat de gândit oamenilor legii care i-au monitorizat pe suspecți. Au observat că embarcațiunea cu motor condusă de un bărbat s-a apropiat de malul românesc. Toată acțiunea a durat 3 minute, timp în care țigările erau descărcate și preluate de bărbații care așteptau. Conducătorul embarcației a aruncat cu rapiditate pe malul Dunării mai multe colete voluminoase, iar apoi a plecat cu embarcația mare viteză spre Serbia. Întreaga operațiune de descărcare a țigărilor durând maxim 3 minute. Polițiștii de frontieră au observat că cele două persoane care așteptau pe mal au preluat coletele voluminoase intenționând să le transporte spre interiorul localității, fapt pentru care s-a declanșat acțiunea de reținere a acestora, concomitent finanțate autorității de frontieră sârbe în vederea depistării embarcației care transportase țigările și reținere persoane implicate. Cei doi bărbați au fost somați de polițiști, iar la vederea acestora au încercat să fugă. În scurt timp însă au fost prinși și reținuți. Polițiștii au confiscat de la fața locului peste 4600 de pachete de țigări de contrabandă din Serbia. Bun, ăsta e fastul, da? Da. Hai să-l punem înapoi și hai să luăm mai bine. Ăsta e putem. 4500. 4500. Da. Viceroy. Pas. Și? Și Marge. Cele două persoane sunt cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă și trecerea ilegală a frontierei de stat. Vreau să vă spun că întreaga cantitate de 4650 de pachete cu țigări de proveniență Serbia sau netimbrate a fost indisponibilizată și confiscată, introdusă în camera de corpul de delicte a Poliției de Frontieră Române. Împreună cu autoritățile sârbe efectuăm cercetări pentru depistarea complicilor sârbi ai celor doi contrabandiști și totodată vreau să vă spun că se desfășoară și alte activități specifice pentru identificarea altor membri ai grupului pe teritoriul României. În cazul în care vor fi găsiți vinovați, cei doi pot să primească pedeapsă cu închisoarea de la 5 la 12 ani. Polițiștii continuă cercetările deoarece cred că ar putea fi vorba despre un grup infracțional cu ramificații și în Serbia.